Asta 4, care e cea mai importantă pentru noi, dragi psihologi, este relevanța mediului. Relațiile cu familia, al câtele ești, cum era tata, era băut, era mama, depresivă. Vă pun o întrebare, ca între colegi. Care e semnificația psihologică a acestei informații? Mamă depresivă, dar cu distimie de aia, de o viață. Care e semnificația pentru o domnișoară de 25 de ani? Care e semnificația psihologică a acestei informații pentru predicția ei comportamentală? Aud. Cum? E posibil. Nu e obligatoriu. Da? Altceva? E foarte posibil ca pe axa 2 să se ducă în varianta schizoidă. Răceala afectivă. Nu uitați că responsabila cu dezvoltarea emoțională a unui copil este mama. Păi dacă mama era tristă, amărâtă, cu totul negru, ce să mai ia în brațe să o tândurească pe aia mică? Și atunci devine mai rece. Și să miră bărbatul, ba mea, de ce mă pupă din Paști în Crăciun? De ce e mai rece? De ce n-are treabă? Pentru că vine de acolo cu un background. Care este semnificația psihologică a informației tatăl alcoolic sau mama alcoolică? Ultimul frate, primul frate. Sunt informații pe care noi trebuie să le traducem. Da, dar ca să le traducem trebuie să știm multiaxialul. Sau să știm patologie. Că n-ai cum să traduci. În ce să traduci? Pentru că totul e bine și frumos. Aplicăm teste, ne dau alea ceva. Aplicăm chestionare, ne dau alea ceva. Mă lodam mai devreme cu profilerul. L-am inventat, metaforic vorbind, după ce am făcut un studiu pe 98 și am constatat cu durere în suflet că la chestionarele de personalitate se minte în draci. Și că tendința de disimulare este direct proporțională cu nivelul de inteligență. Cu cât e mai deșteptă, la cu atât minte mai frumos. Al doilea este direct proporțională cu intensitatea motivației. Pe una să faci o lucrare de licență sau de dizertație și completează omul chestionarul și alta spui, te fac directorul școlii. Dai concurs, să aplici și asta. Normal că nu o să spun acolo un ban nevasta, știi, la trei coaste, că sunt alcoolic, că sunt dependent de jocuri de noroc. Normal că nu o să spună. Și am constatat că erau discrepanțe între rezultatele de la chestionare și rezultatele de la interviu. Vă spuneam că sunt norocos pentru că aveam șansa să fac evaluare one-to-one, o zi, două, cât decideam eu. Eu decideam cât durează evaluarea psihologică. Să stai o zi întreagă cu el, te tateță, după care încă o zi, dacă considerai că trebuie să mai completezi date. Motiv pentru care ne experimentasem stilul de interviu și așa mai departe. Urmează să apară o carte foarte faină, Get the True, și în baza care vom face un curs de psihologie investigativă. Cum să spargi rezistențele, cum să afle adevărul. Când ăla vine curăit să te mintă, că așa când vine amărât săracul, domn profesor, mă doare burta, am atacuri de panică, ăla nu te mai minte. Dar când vine curăit să te mintă. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că avem de-a face și cu astfel de clienți. Când facem evaluări manageriale, pe ce o să spună vreunul? Tocmai am luat un contract, săptămâna asta a fost bună din perspectiva contractelor, un contract cu top managementul la una din cele mai mari firme de consultanță și de recrutare. Să le evaluăm noi și să îi și trainim și să facem și profiling. Și pentru noi a fost onorabil. Mai facem din când în când și recrutări pentru ei, deși au divizia lor de recrutare, dar mai validăm noi. Și de ce? Pentru că au văzut că le oferim predicții comportamentale foarte bune. Ba mai mult, au spus, în urma trainuirilor, îi vom dirija spre tine la coaching. Foarte bine, să vină, ce banii lor nu merg. Asta vreau să vă spun. Psihologii sunt cei mai buni coach. Da, dar trebuie să știe și ei asta. Trebuie să știe și ei asta. Și nu în ultimul rând, axa 5 cu funcționalitatea socială. Cine lucrează în spital de aici? GAF-ul. Știți că vă cer psihiatrii GAF-ul, da? Dă-mi GAF-ul. Întâmplarea face că am făcut un postdoctorat pe psihiatrie medico-legală și am fost și profesor acolo, am fost și știți satisfacția psihologului să ai vreo 70 de psihiatri și vreo 70 de medici legiți să-i înveți carte.
m-am simțit bine, narcisistul din mine, și acolo i-am spus, dragi psihiatri, suntem condamnați la iubire. Voi nu puteți scoate la pensie dacă nu semnează psihologul. Psihologul este laboratorul tău. Pupă-l, gâdi-l, mângă-l să-ți dea rezultate corecte. Susține-l să înveți. Și la un dat îmi spune un domn psihiatru, băi, voi aveți o problemă, frate. Noi nu învățăm aceeași limbă. Păi zi eu. Păi eu îi cer gaful și ea îmi face trăsături de personalitate. Mă doare în cot, băi, frate, că ăla la pensionare îmi spune, zi-mi gaful, dacă are nevoie de însoțitor, n-are nevoie de însoțitor, zi-mi ce e acolo, zi-mi că trebuie să facem predicție comportamentală. E, ori școala românească, din păcate, din ultima vreme, nu ne-a învățat și lucrul acesta. Fac parte din cei care susțin responsabilitatea profesională. Vom avea multe procese. Deja sunt procese foarte multe de la psihologi care au scris ei acolo cum au crezut de cuvință și a ieșit ce nu trebuie. Vreau să vă spun că am avut un caz cu un fost student de-al meu. Dăduse inaptul unui domn procuror și a venit la contraexpertiză la noi. La contraexpertiză n-am înțeles. N-am înțeles de ce l-a dat inapt. Că are o anumită doză de agresivitate. Dar cum ai vrea, frate, să fie procurorul? Că procurorul trebuie să fie incisiv, să fie agresiv, să-și facă treaba, să impună. E unul cel mai bun procuror din țară. Dar un an de zile a stat pe bară. Bine, am făcut contraexpertiză, judecătorii ne-au dat nouă dreptate și este unul din cei mai buni procurori din țară. L-am văzut la televizor, cu niște metode inovative. De ce? Pentru că un domn decisese, n-a răspuns bine la testul din bătăpac. Hello! Ăla dă chestiile brute. Dar analistul de informații cu semnificație psihologică este un or psihologul. Nu uitați că în hotărârea de guvern de aplicare a legii, de vreo două, trei ori am băgat responsabilitate. Este foarte mulți colegi, pe responsabilitate, au procese. Inclusiv cu avizul de portarmă, au dat aviz și ăla și-am pus ca nevasta, s-am pus ca vecinul. Că nu știu ce i s-a părut că se uita urât la nevastă. Și de aici au apărut o grămadă de lucruri. Ori, ce aș dori să vă spun? Le știți efectele anxietății. Anxietatea e boala drobului de sare. Da, dacă. Iar pentru manager este catastrofală. Știți care e cea mai dură decizie a unui anxios, da? O indecizie. Deci îl omoară decizia. Și după ce a luat decizia, iar se chinuiește. N-am apă să-ți dau, îmi pare rău. Da, ai tu, gare, ai tu, bravo. Ori cea mai mare problemă... N-am nevoie, să rămână. Cea mai mare problemă a unui anxios este să ia decizia. Ori ca manager este catastrofală chestia. Cum naiba să ia decizia când el săracul despică firul în 24 și mai despică și mai rupe și iar despică? Păi și după aceea ce face? Nu termină bucla. Toată noaptea procesează. Toată noaptea se întreabă, da, cum o fi bine? Da, dacă o fi. Vreau să vă spun că am avut manager cu un caz foarte fain, parestezie pe piciorul drept. Somatizări. Deci foarte multe motori. Și ce-i parestezia, da? Știți sau nu știți? Dacă e ceva care nu știe, încerc scuze să spune, eu nu știu. Cu amorțel. Furnicături. Da? Amorțel, furnicături. Bravo. L-au dus la RMN, avea pile, peste tot. Nimic. S-ar putea să ai vreo așchie pe la coloană, că ești mai grăsun. Peste două săptămâni, parestezie pe mâna stângă. Iar remeneuri de toate. Și îmi spune, fusese la un training la mine, și zice, domnule profesor, cred că e de dumneavoastră cazul. Pentru că l-au dat și vă dați seama, speriat, e clar, e ceva, e boala autoimune, e boala... Deja săracul intrase în... Da. Păi nu, dar au exclus toate cauzele neurologiei, au făcut remeneuri, au făcut nimic și n-au găsit. Vine la mine, ce se întâmplase? El a avut probleme cu jobul și i s-a desfințat postul și era la dispoziție și aștepta să... Soția născuse un puști
care era cu intoleranță la lactoză, dar soția a fost obligată să stea singură în spital încă 2 săptămâni, că luase o infecție și atunci a trebuit să fie despărțită de copil. Ba mai mult, aflase că socrusul, care, la care stăteau și ajuta acolo mult și de care depindeau foarte multe venituri, avea cancer de prostată stadiu 4. Și mai mult, de unde a venit, dar nimeni nu l-a întrebat, el fiind mai plinuț, vară, a făcut un furucul între fese. Se duce la chirurgi, îl curăță aia, după 3 zile iar se duce că iar a colectat, iar dureri, și chirurgul ce zice? Dacă nici acum nu se vindecă, înseamnă că e cancer, va trebui să facem altceva. Și spaima lui teribilă, ce mă fac cu nevasta cu 2 copii, fără loc de muncă, eu cu loc de muncă în pioneză, socrul meu care ar putea să mă ajute, să-i ajute pe copii, e ca și mort, și a intrat săracul în drobul de sare. Ce mă fac? În momentul în care am explicat, am stat de vorbă, i-au trecut instant, în 3 zile, și amorțelele pe stânga și pe dreapta, așa mai departe. Ce vreau să vă spun? De asta e bine să știm carte. Pentru că mintea noastră nu are timp de procesat, trebuie să funcționeze în timp real. Ori dacă nu ai însușit bine, dacă nu ai învățat bine lucrurile alea, patologie, comportamente, impact. Acum, tot m-am lăudat, când ai câteva mii de cazuri la bord, îți permiți luxul să zici că... Că de asta spuneam că am fost norocos. Și am avut șansa să lucrez cu psihiatri care valorizau psihologul. Un bun prieten al meu, general din Spitalul Militar, spunea: bă, Ionică, psihiatrii morți de foame dacă n-au un psiholog bun lângă ei. Nu știu ce au de făcut. Nu pot să facă nimic dacă n-au un psiholog bun lângă ei. Și spunea asta cu 20 de ani, când psihologia era în bătălii lei. Cognitive scade randamentul, fiziologice, știți cum e, cu de toate, da? Emoționale. Păi cum să ia, îi dispare zâmbetul. Anxios. Apropo de anxietate, la noi în cabinet, la noi în clinică, este criteriu de finalizare a intervenției în tulburările anxioase. În momentul în care dispar ridurile de pe frunte. Numai riduri înseamnă că am eliminat tensiunile intrapsihice și ești bun de muncă. Hai, du-te. Nu ne place să dăm dependență. Ne cauți odată la 3 luni sau cum stabilim. Efecte fiziologice, cu tot ce înseamnă, mâini transpirate. Acum depinde, sărbuna de șoara, acum depinde foarte mult cu mâinile transpirate. Am un amic care lucra și lucrează la protocol la Ministerul de Externe, săracul, și are o mare dramă. Pentru că transpirându-i mâinile, iar când stă cu mâinile, curge apa, face baltă jos, și nimeni nu dă noroc cu el, că ce băi reptilă. Deci e prea... Am iarăși o pacientă foarte bună, profesionistă în zona ei de specializare, dar are mâini, transpiră. Anxietatea ei e aici. Și lucrăm la tratarea anxietății. Vreau să vă spun că, apropo de rigiditate musculară, când se mai întâlnește rigiditatea musculară? În abuzuri. În abuzuri. Și vă dau un exemplu, tot așa, o colegă de-a noastră venise la noi la dezvoltare personală și era seară, ploua afară ca naiba și au ajuns să-ți dea pardesiu, să-l pun în cuier. Și la un moment dat, te rog, și-o ating pe spate. O văd că se scutură, zic, mi-au mâinile, te rog să mă scuzi. După care o rog. Vrei să vorbim despre subiectul ăsta? Ce am constatat? Avea un spate atât de dur cum e lemn. Zice, păi Ion, știi că și fizioterapeuta mea mi-a zis să mă duc să-mi dea niște tratamente, vreun doctor, ceva. E extrem de rigidă. Ce se întâmpla? Să fusese abuzată de către taicăsu, domn director de școală. Abuzată de la 12 ani. A fost prima și ultima dată când a vorbit despre subiectul ăsta. După care, ca și cum n-ar fi fost. A fost prima și ultima dată. A plâns, a dormit cu taică-su până la 28 de ani.
în același pat. Dar era doar o formă de molestare, pentru că ea intra în catatonie și nesimțitul se freca de ea. Punct. Ăsta e motivul pentru care era atât de rigidă și la, și la fizioterapie și așa mai departe. Doi, eram într-o depresie, aveam un șef paranoic și mi-a luat și mie un pic până să pricep că ăla e paranoic și că problema la el nu e la mine. Și eram amărât, trist de, și merg și la fizioterapie. Lucram în spital și doamna Doina acolo spune: domnule profesor, dumneavoastră cred că sunteți cam supărat rău. Femeia care făcea masaj acolo: dar de ce, doamna Doina? Păi ia uitați ce încordat aveți mușchii la spate. Stați puțin că nu... Zic, da, sunt cam supărat. Că... Știam eu. Pentru că se chinuia cu, zic, electros, cu de toate, să îmi relaxeze mușchii. Ei nu s-au relaxat până n-am înțeles că șeful meu e paranoic și ăla se hrănea cu bucuria de a ne jigni fiecare dimineață la raportul de gardă. Și în momentul în care am înțeles că e paranoic, zic, stop joc. Omul ăla are o problemă, eu am problemă că mă pun la mintea lui. Și am început să nu mă mai enervez. După care el a început să se enerveze când mă enervez, dar era problema la el, nu mai era la mine. Motiv pentru care s-au relaxat mușchii, nu mai dorea spatele, dormeam și eu liniștit acasă și așa mai departe. Dureri de cap, știți, nevralgiile, sfintele nevralgii, când le auziți, sunt de la anxietăți. Cognitivele. Concentrare, memorie, confuzie, atitudini negative generale. Deci, peste tot. Ai randamentul mai scăzut. O cercetare a noastră, într-una dintre organizații, ne-a permis luxul să spunem că acolo unde este un manager anxios sau depresiv și anxios, că de regulă de anxietate vine singurică săraca, randamentul echipei este cu 25% mai scăzut. Vă spuneam că am fost la firma aceasta de consultanță și de recrutări, tocmai pentru că unul dintre manageri este puternic negativ, e anxios. La el totul e negru. Nu se poate, domnule, nu. Nu se poate. Și îi demobilizează pe ăștia tineri. A venit lupii tineri să se muncească. Hai, domnule, nu se poate. Stai acolo, lască. Și am unul hipomaniacal în partea alaltă, la altă echipă, care îi omoară, urcă pe pereți. Ea cheamă și sâmbăta, noaptea și duminica și... Și ăștia au zis, bă, stai puțin, cu milă, că... De asta spun că sunt importante. Este importantă Sfânta Carte. Pentru că în momentul în care te duci să faci o optimizare organizațională, de regulă se începe de sus. Vă recomand să atacați persoanele de succes. Persoanele care decid. Nu vă duceți la HR. Dacă vă duceți la HR, pierdeți timpul, că de regulă HR-ii au relațiile lor, deja am relația cu Vasile, care îmi dă comisionul. La o firmă, aveam un contract cu o firmă și două luni au venit cei de la Germania să dăm declarații dacă am dat șpagă sau nu. Eu nu dau șpagă, nici nu iau, nici nu dau. Frate, pe contract ta zice, pe atâta plătim impozite. Și am dat cu subsemnatul că nu am dat șpagă. Ia uitați ce se întâmplă. Comportament obsesiv de verificare. Te cheamă de 10 ori să vadă dacă e lucrarea bună. Cronofagă. Problemele sunt mai... Mănâncă compulsiv sau dimpotrivă. Retragere socială. Precumpă nerăbdători. Sunt doar câteva dintre. Vreau să vă spun, după părerea subsemnatului, anxietatea, draga de ea, este una din marile probleme ale societății românești. Dacă de depresie se vorbește foarte mult și sunt studii, cercetări făcute, pe anxietate nu prea sunt. Și nu sunt pentru că lumea nu realizează impactul. De regulă, anxiosul nu se sinucide. Să se sinucide ăla cu depresia și atunci, idei suicidare are depresivul. Anxiosul e mai retras, e cu drobul de sare, e mai izolat social, are probleme de cuplu, dar e problema lor și așa mai departe. Ori,
Din păcate este puțin studiat. Iar în organizații sunt teribile. În organizații impactul este teribil. Ăsta e motivul și îmi pare rău că n-am reușit să facem un lucru pe care psihologia l-ar fi meritat, și anume să introducem obligativitatea evaluării 360 de grade și a diagnozei organizaționale în toate firmele mai mari de 20 de oameni. Știți ce este evaluarea 360 de grade? E cineva care nu știe? Ok? Luăm hârtia. Tot ziceam să mă laud, pentru acest subiect am creat propriul nostru instrument de 360 de grade și le facem. Ăsta este managerul. Ăla îl evaluează superiorii, omologii, îl evaluează subordonații, și alți colaboratori. Și dragul de el îți face autoevaluare. Autoevaluare. De regulă, noi cred că avem 12 dimensiuni și pe 12 sau 16 cred că avem. Că am mai băgat ceva. Și apare, ați văzut ținta? Apare și apare evaluarea superiorilor și am un grafic. Mă rog, cum apare el? Da? Da. Vedeți că e ceva mai jos. Și apare autoevaluarea, care de regulă e pe sus, zice el. Da? Și atunci intră în analiză la feedback sau la coaching aceste discrepanțe. Trebuie explicat. De ce crezi că șeful tău ți-a dat o notă mai mică la leadership? Sau la coordonare echipă, sau la motivare echipă. De ce subordonații au spus că? Și vreau să vă spun că să obțin niște informații extraordinare. Doi, se creează un lucru, apropo de anxietate și de management, se reduce beția puterii. Știind că sunt evaluat anual de către subordonații mei, nu mai înjur. Asta am făcut la fabrica aceea de 8.000 de oameni, 6.800, pardon. Am introdus evaluarea 360 de grade a tuturor managerilor. În momentul ăla am scris, nu mă înjură niciunul. Bine, am creat și regulament că n-au voie să înjure, că sunt pedepsiți, că... Dar cel mai important instrument a fost evaluarea 360 de grade. Am mers cu echipa în fabrică și am dat feedback-uri tuturor celor 300 ceva de manageri, tocmai pentru că a înțelege lucrul acesta. Dragii mei, aici se încheie ediția de astăzi. Ați urmărit prima parte din workshopul Anxietate managerială și performanță organizațională, susținut de Ion Duvac, profesor doctor în psihologie. Sâmbăta viitoare va fi difuzată partea a doua. Rămâneți aproape! Rețineți că o viață frumoasă începe cu o gândire frumoasă. Ne revedem sâmbătă de la ora 17, aici la Columna TV. Până atunci, să aveți o săptămână minunată!